Ok, salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din Minecraft The Sky Titans. Îmi pare rău că era imagine neagră. Înainte de a începe, nu uitați să apăsați butonul de like, dacă am ochii puțin cam roșii. Bă, de ce? Ce mă rețin așa, ce freză, cine mă vede în cază? Am ochii roșii de la ăștia. Wasabi! Și mai am și cu chili! Așa, hai să, să trecem la treabă. Fii atent. No. 60, ok, perfect. Ce facem în episodul acesta? Eu pe aceea mi-am făcut tot, cu căluțul am făcut. Mă disperau găinile astea, rău să zic, am luat ceva, o trebuie să le fac cu hupăre, să-mi aducă tot aici cu apă, le-aș face. Cel puțin să am niște scări. Hai să facem un model, ceva de scară, giugiuc. Vedem noi. Așa, am văzut că a fost o activitate foarte mică pe canal ieri și probabil în cauza cu Crăciunul și azi o să fie, cred că, la fel. Dar nu mă așteptam atât de mic, adică de la 1500 de vizuri la 500 mi se pare mic. Dar asta nu contează. E Crăciunul, lumea face ce face, nu ca mine. Spargem așa, am nevoie de cobblestone, am ceva cobblestone, nu vreau să păstrez modelul. Ceva dacă ar fi să păstrez modelul, ar trebui să pun piatră de asta roșie. Ca așa e acolo. Na. Mă, văd că Minecraft nu sare de... era să nu sare de 10.000 de kilobytes, da, ok, nu mai contează, știți? Nu contează. Și te pun așa, gata, done. Done și cu Dana, nu? Așa. Acum punem de-astea aici. Aici vine cum vine. Vine jos. Acolo nu vine nimica. Aici vine sus. Jos. Na, da, da, una, știi ce, da, una, da. Așa, aici vine. Și aici vine. A, bine, hai să-mi scapă, să-mi scape găinile. Gata, și așa ajung și la asta. Easy peasy. Nu îmi fac poartă, că mai ies pe poartă și n-am chef să alerg după ele, mă știu eu ce alte chestii. Și așa e mai ok. Din 13 o singură găină. Da. Stați așa, mă uitam la OBS să nu fie melodia dată prea tare. Două locuri, hai să-l facem să fie frumos, dar mie că se bagă găinile aici. Că stute. Așa, gata. Na, se păstrează modul. Bă, câte ov. Vreau să zic ceva acum. Așa, hai să facem chesturi. Chesturi, unde punem chesturi pe peretele ăsta aici? Cum aș putea să le fac să fie? Nu, le punem cum fi. Ca să pun chesturi tot, am nevoie... ce v-am zis că se duc acolo găinile? Trebuie lopată. Prea ciubănesc așa. Merge tot ok, GPU Sage. Mamă, ce stresată e placa mea video. Da, și n-am multe chestii să zici. Băi, nene, eu placă video din 2010 și face treaba foarte bine. Uite, am nevoie de daste. Și de... am văzut că s-a... n-am... deci, uitați, eu n-am absolut nicio textură. Însă s-au schimbat la cuferele, au pus așa cadouri, ceea ce e destul de șmec. Șmec, iar începem cu șmec. Facem cufere din lemn de asta. Hai mă, de ce mouse-ule, de ce îmi faci una ca asta? Spune-mi și mie, te rog. Gata. Așa, 8 odată. Ah. No. În fine. Undeva la 24. Nu, nu cred că. Nu e și a 24, nici mă ordinale. Gata, giugiuc. 31 de cufere. Da. La mine se pare că nu vine moșul. Mă refer în joc mai grav să primim ceva. Moș Crăciun. E sărac. Ha? De fapt, știi ce? Le pun, dacă pun așa, da, iată. Și pot să deschid cufere. Îmi ajung să pun așa 30 de cufere. S-ar putea să ne deschidem un server de Minecraft. S-ar putea. Adică, am vorbit eu ceva pe acolo cu cineva. De fapt, nu mai ajung. O să rămână una fără. De fapt, ca să nu rămână fără, pun aici. Și mai ok. Și s-ar putea să avem un server. Nu știu câte sloturi acum. Nu știu ce host o să aibă. Deci nu mă întrebați. Că habar n-am.
detaliile astea, dar s-ar putea să avem. Asta e tot ce vă zic eu vouă, ok? Ok. Sus, jos. Sus, jos. Bă, dar calul ăla ce are, mă? Țopă intră, deci de ceva timp tot țopă. Nu înțeleg ce are, ce vrea, ce nu-i ajunge. Dar el țopă, mă, frate. Gata. Mă, arată destul de ok. Da, e destul de ok. Hai să facem coridorul spre un enchant room, aici spre ceva laboratorul lui Dexter. Păi hai să ne apucăm acum de camera pentru enchant, nu? Da. Ne apucăm acum toate frumoase, toate bune. Punem, uite, punem... mai am două de-astea. Ba, chiar trei. Uite, așa să fie. Și pe partea asta altă... În fine. V-ați prins. Se vine tot așa și pe partea asta altă. Uite pe ce formă eu pickaxe de diamant cu eficiență 2. În fine, pare mă spar mai repede, o să-mi trebuiască și o lopată. Vreau să mă fac subteran până reușesc să-mi fac totul afară, dar o să-mi trebuiască foarte multe resurse, în primul rând, și o să dureze foarte mult timp. Și am lăsat-o cam moale cu postatul de modații și de sky items, deoarece m-am băgat pe Hexit și îmi place mai mult, mă atrage mult mai mult Hexit-ul. Dar eu zic că avem timp pentru toate. Pe săptămână pot să pun 3 de ăsta, 3 modații și restul Hexigen. Pun 2 video regulat pe zi, eu zic că e destul de ok, plus live-ul, ce mai facem și în live. Și v-am zis că după live 100 o să iau o pauză, o să depindă de voi cât de mare o să fie pauza. Cred că până la live 100 strâng 7000 de abonați, adică în 20 de zile. Nu chiar 20, 15 zile. Vedem, rămâne de văzut. În fine, cerințele mele ca să fie o pauză mai mică, adică să fiți și voi mai activi, să avem 2000 de vizionări pe clip și undeva la 3-400 de like-uri, undeva pe acolo. Și eu zic că o să fie o pauză destul de mică, adică, nu, și dacă e activitatea cum e acum pe canal, o să fie o pauză de o lună. Da, nu pauză din YouTube, să nu înțelegeți greșit, pauză din live-uri, cu live-urile alea zilnice, mă opresc o săptămână, o lună, două săptămâni, depinde. Minim o săptămână și maxim o lună. Da, e bine că prin toată vacanța să fac live-uri și asta e ok, bă, în ce antrum ăsta e cam mare, dar dacă fac acolo ceva cufere cu cărți, da, ok. Hai să spargem podeaua, de fapt nu e mare, dacă fac niște chestii nu e mare deloc. Gen... Să nu mai sapă încă o dată să pun pereți, să las doar atâta. E ok. Da, e foarte ok. Episodul ăsta cred că reușim să facem camera asta și camera de laborator o să fie un pic. Ce, undeva nu avem destul polish, granit și de-alea. Facem podeaua din cobblestone. O să trebuiască după să fac niște chestii. Chestii. Ok. Să zicem... nu, mai stau puțin încolo, deoarece vreau să-i fac o anumită chestie. Trebuie să le fac ceva la găinile alea, nu știu, mă cam deranjează într-una. Fonetic, să zic așa. Tot fac acolo gălăgie și e enervant. Lopată, n-am lopată, oh my gosh. Spar cât mai e, cred că e de ajuns atâta. 3, da, e de ajuns, da, nu mai spar și pe ăsta, aici o să vină peretele gen. Nicalu, iar țopăie calul, bă, deci, dar când m-am apucat, nu, când am intrat pe server, a început să sară calul, nu se mai oprea, du-te, împinge-l. N-am mai sărit. Am pornit filmarea, iar sare. Nu știu ce are calul ăsta, e posedat. Să sperăm că nu. Ok, cărți, aici vin cărțile, 3, aici, aici, aici enchant table-ul. Na, așa, deci acolo o să vină cărțile până aici. Ok, deci cărți. Cărți? Aici o să pun ceva rafturi, văd eu. No, deci cam așa o să arate bine, dar cu alt tavan, cu alte de-astea, cu mai multe modele. Aici să ne facem laboratorul lui Dexter cu brain stand-uri, ceaundă la mai multe. Mamă, deci când am mâncat chipsurile astea îmi dădeau lacrimile. Uleu. Și de asemenea să aveți un Crăciun fericit alături de părinții voștri, surori, frați, tete cele. Deoarece așa e frumos. Dacă ați vedea cum face placa mea video așa. Cât e folosită, nu știu de ce.
i-am limitat FPS-ul la 70, îl dau la 30. Deci înainte așa erau videourile de pe YouTube, așa mergeau. Și era ok, acum, dacă vede cineva așa, gata, ai lag. Cât îmi suportă maxim? 100, 150, 170. Am venit. Cu filmat. E ok, pentru ce am în PC e bine. Mai ales că nu au costat foarte mult piesele, adică procesorul e 4 milioane jumate, nu mi se pare mult pentru o piesă care te duce și 3 ani, 4 ani, să zicem. Dacă nu umbli cu overclock și... De fapt poți să-i bagi overclock dacă ai un cooler aftermarket și o sursă să țină, poți să-i dai overclock cât vrei tu. Cât ține și el. 3. Mamă, ce m-a speriat. De asta nu vreau să mă joc jocuri horror. Oh my gosh. Mi-a dat un programel care îl țineam eu pe desktop mereu. Bine, mereu. În seara asta. Am transpirat deja, mă mănâncă tot corpul. Să mă vedeți în jocuri horror, dar nu horror gen Slender. Ceva să se apară așa direct. Mamă, păi... Ce? Milionul de vizionări e puțin. Glumesc. Mâncărică. Mâncări bune. Dar cred că e și noapte afară. Da. Monștruleț, nu! Gata, merge. Nailed it. Hai mă, calul ăla ce face? Ce... Nil. Marcel. Nu mai are numele, Marcel. Marcel, hai la tot, Marcel. În fine, lasă-l pe Marcel acolo. Nu mai avem mâncare. Stai așa, mă, Marcele, ce mi-ai făcut tata, m-ai lăsat fără porc de Crăciun? Dar chiar, mă, trebuie să găsim și noi un porc să-l tăiem. Bă, web-ul meu e deschis tare. Ăsta nu arde, că e șmecher. Ăsta nu arde, care cască. Nu vreau să-mi fărâme fermă. No, dă-l naibii, știi, n-am chef de el. Oă! N-am spațiu. Doar două ouă, mă. Doar două, 10. Așa mai veniți de acasă, om. Nici câte astea mici au ieșit. N-ai voie. Ucigași în serie sunt. Mai mare. Am ucis găina. Nu se poate așa ceva, practic. Băi, deci episodul următor o să termin cu camerele astea. Trebuie să merg în Nether să iau blaze roduri și alte chestii. În fine, nu e asta problema. Problema este dacă vrei să construiești ceva, nu cum mi-a zis cineva, o arenă sau un turn, deoarece n-am de ce să consum eu materialele pentru asta. Și așa, n-am prea multe chestii, nu-s de mult intrat, reintrat, că am mai fost odată în Titanii. Da, mă refer la asta, adică cel puțin eu acum o să mă ocup doar de personalul meu, de uzul personal, ce am nevoie. Și dacă știți ceva ce aș putea să construiesc să mă ajute, bine, ferma automată, nu, dar astea le-am și un gând, ceva care, să zicem, nu știu, lăsați acolo orice ar fi, poate dăm de ceva nou, ceva mișto. Hai să facem podeaua. Deci orice idee este binevenită. Ok, gata, terminam, înțeles. După ce pun podeaua, cred că termin episodul ăsta. Trebuie să mă mai bag să filmez și alte chestii. Dacă tot facem așa un program estufos cu videouri, să fim ca la carte, nu? Să postăm, nu. Deci, o să încerc să postez mereu dimineața, sau în caz de n-apare un episod dimineața, apare sigur pe la 3 și după pe la 6, în caz apare la 3. Dacă apare dimineața, la 3 apare celălalt episod. Deci cam asta o să fie programul meu. O să încerc să... De fapt, e fază de trezit. Că eu nu pun videourile pe programa, chiar dacă le-am filmat de acum mult timp, le aplaudez atunci, proaspături. Înțelegeți voi? Eu nu le pun pe programat să se pună peste o săptămână. Ok, totuși, cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut.
În episodul următor o să am eu drum. Gigele, ești pe proprietate. Ah, mă înțeapă spatele. Fuck it. Mi-am spart și asta. Crăciun. Ce Crăciun? Gata. Ok, giuduc. Ok, deci cam întrebă o baftă. Pa, 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 pa.